Antonio, la cald, cum ai rezuma această partidă? Cum ai rezuma povestea acestei victorii de debut pentru noi la Jocurile Olimpice? Da, a fost o victorie frumoasă, dar în același timp o victorie grea, în care ne-am sacrificat fiecare să câștigăm acest meci. A fost un meci foarte greu, unei echipe foarte bune. Am avut probleme, dar uniți le-am depășit. Am fost unul pentru altul și ne bucurăm pentru această victorie. Mai avem mult, uităm meciul din seara asta acum. Avem încă două meciuri ca să ieșim din grupe, ca să ne atingem obiectivul, iar ne gândim deja la viitorul meci. A fost mai greu sau mai ușor decât îți imaginai, sincer? Sincer, am avut emoții, știam că va fi din ce în ce mai greu, că am venit aici la Lotto Național. A fost foarte greu, nu mă așteptam să fie așa de greu, dar cu ajutorul băieților și a staffului m-am adaptat foarte repede. Ce ai simțit când erai la încălzire și ți s-a făcut semn că vei intra pe teren în prima parte a celei de-a doua reprize? O mare bucurie, vă dați seama, este o șansă unică să fie aici, cu siguranță și cei de acasă care n-au putut să ajungă din anumite probleme și ar fi dorit să fie aici, iar pentru mine este o șansă unică să joc. Sunt foarte mândru și țin să-i mulțumesc staffului tehnic că a abordat pe mine și tuturor colegilor care au încredere în mine. Te-ai remarcat, ai fost creativ în ofensivă, s-au schimbat puțin lucrurile în bine imediat după ce ai intrat. Ce ți-ai spus tu în minte în momentul în care ai pășit pe gazon? Când am pășit pe gazon, toate emoțiile mi s-au dus. Am vrut să joc, să ajut echipa cât mai mult și mister mi-a spus să fiu creativ și chiar și mister Dică mi-a spus, joacă, fii tu, n-a ascultat de mine, nimeni, fă ceea ce crezi tu că e bine, ai personalitate, fă ceea ce știi tu mai bine. Și am ținut cont de ce mi-a spus el și mă bucur că mi-am putut ajuta echipa cu cât am putut. Ai fost foarte aproape să marchezi. N-am avut noi prea multe ocazii, dar cele pe care le-am avut au stat mare parte dintre ele și legate de numele tău. Ce ți-a lipsit la cele două ocazii, la cele două șuturi ca să înscrii? Cred că o mică șansă. Trebuia să finalizez cât mai repede, în prima fază, la prima acțiunea mea, iar în a doua trebuia să trag mult mai puternic, dar nu contează. Mă bucur că am câștigat, că am fost o echipă unită și s-a văzut sprijinul a tuturor colegilor că ne-am ajutat, ne-am susținut și asta contează. Trebuie să te întreb și ceva legat de faptul că din tribune și probabil și din fața televizorului s-a văzut totuși o cădere fizică din ce ne-am dat noi seama. Tu cum ai perceput lucrurile astea? S-a resimțit această cădere inclusiv la voi, jucătorii care ați intrat pe parcurs? Ai simțit că te sufoci, că nu mai poți fizic? Da, aveam și emoții și am făcut câteva sprinturi și m-am sufocat din dorința de a face să ajut echipa cât mai mult, din dorința de a ajuta echipa, m-am sufocat la un moment dat și chiar nu știam cum să mai revin pentru că nu mai aveam suflu. Aveam un sprint la 2 minute, iar sprint. Și din dorința de a ajuta echipa, m-am sufocat și a fost un moment greu și colegii m-au ajutat să trec peste acest moment și m-au încurajat. Drept dovadă că am rezistat până la final. Crezi că e suficient să jucăm cum am jucat astăzi pentru a ieși din grupă? Nu cred că a fost un meci nereușit. Am avut multe ocazii. Vă dați seama, fiecare meci este diferit de altul și sperăm să facem un joc cât mai frumos și eficient, pentru că aici am venit să luăm cele 3 puncte, nu să jucăm un fotbal spectaculos, pentru că punctele valorează cel mai mult. Cu cine ai vorbit prima oară după fluierul de final? Mi-am trimis mai un mesaj că am câștigat, da, mamă, da, sunt bucuros și ea mi-a răspuns imediat, era în metrou, că a fost la doctor și era foarte fericită. În final vreau să te întreb, Antonio, ai parcurs un drum fantastic în ultimii ani. A fost un drum cu suișuri, perioada din Olanda, cu o perioadă de descendentă, să spunem, revenire în România. Ai luat-o de jos, ai avut puterea să reîncepi acest parcurs. Îți imaginai acum 2 ani, să spunem, că te vei afla aici? Sincer, mă uitam la băieți când au fost la Euro și eram fericit pentru că avem o echipă foarte frumoasă și foarte competitivă și îmi doream să ajung și eu să fiu colegi cu ei și să fiu alături de ei și de staff. Cred că am visat de foarte mult timp să fiu aici și țin să le mulțumesc tuturor pe care au avut încredere în mine și este o mândrie pentru mine să mă aflu aici și o onoare și sper să nu dezamăgesc pe nimeni și să-mi fac treaba cât mai bine aici.
Cam cât de tare crezi că s-au auzit strigătele de bucurie în Giulești în momentul în care ai intrat? Cred că fanii giuleșteni au fost lângă mine mereu și acum mi-au dat mesaje, țin să le mulțumesc tuturor, sunt alături de ei și sper ca meciul cu Mioveni să ia cele 3 puncte, sunt alături de ei și sufletul meu este acolo, mereu cu ei. Mulțumim frumos, Antonio, și recuperare rapidă pentru Coreea de Sud. Mulțumim frumos, Doamne ajută!